Cât de echitabile sunt majorările la salariile judecătorilor Curții Constituționale până la 82.000 de lei, când mai mulți angajați de la stat nu au nici practic 10.000 de lei? Noi credem că salariile trebuie să crească pentru toate categoriile de cetățeni, anume de aceea am recurs la creșteri salariale și pentru toate categoriile cu 100 de lei la valoarea de referință și pentru anumite categorii cu sume mai mari. În ceea ce privește Curtea Constituțională, este foarte important să avem asemenea instituții integre care de fapt asigură prosperitatea țării și ajută la menținerea integrității pe tot spectrul de instituții care efectuează justiția. De aceea, noi credem că în condițiile în care salariile judecătorilor curților constituționale din Ucraina, din alte țări, sunt uneori chiar și de două ori mai mari, aceste salarii sunt justificate pentru a ne asigura că deciziile se iau în interesul public și nu în interesul unor grupuri. Da, în campania electorală ne amintim foarte bine, ați promis inclusiv oamenilor că veți interveni și veți reduce salariile de 10.000 sau chiar în unele cazuri care depășesc 100.000 ale unor șefi de agenții ale statului. Până astăzi s-a intervenit pe acest segment? Înțeleg în ce context adresați această întrebare, dau seama că este legată de acea majorare care s-a operat Curții Constituționale. Eu înțeleg că vine în disonanță cu ceea ce am promis noi, dar vreau să mă adresez către cetățeni, către cei susținătorii noștri. Stimați cetățeni, credeți-mă, această instituție noi trebuie să o flancăm, noi trebuie să o întărim. La Curtea Constituțională? Da, eu mă refer la Curtea Constituțională. Pentru că această instituție e cea de care depinde foarte mult cum la un moment dat pot să evolueze lucrurile în această țară. Și vă amintesc de criza care am avut-o noi atunci în 2019, iunie. Exact. Când a fost pur și simplu un atac asupra Curții Constituționale și credeți-mă, în cunoștință de cauză, eu pot să vă dau două detalii. Primul detaliu este cu o instituție de forță din proximitatea Curții Constituționale în toată acea perioadă urmărea membrii Curții Constituționale. La ce instituție? Mai la Vale. Și de mai la Vale, nu cea mai la deal. Urmărea toți, cu poate cu o mică excepție, da? Oamenii ăștia au fost supuși urmăririlor. Doi, oamenii ăștia au rezistat unor oferte financiare din partea unora din fugarii noștri, da, pe care trebuie să-i aducem acasă neapărat, asta e noblesse oblige, unor oferte foarte mari. Și oamenii au rezistat, oamenii au ales să aplice legea și noi, inclusiv după aia, țara a mers pe o cale. Da? De aceea, cât de populară n-ar părea această decizie, este important statul să plătească bine acești demnitari și statul să ceară de la acești demnitari și să nu fie supuși unor riscuri din partea unor grupări criminale, că eu altfel nu pot să le spun. Este grupări criminale, care nici acum nu s-au liniștit. Ultimile evoluții de aici, foarte mult îi deranjează și legat de audiovizual și legat de alte decizii de interzicerea înstrăinării infrastructurii critice, strategice, foarte mult îi deranjează, s-au oprit niște procese de înstrăinare. Deci aia, acolo unde trebuie de redus, noi o să revenim la subiectul ăsta, dar haideți acum să nu punem toate instituțiile în aceeași școală.